Surclasată în prima manșă a barajului pentru promovare în Liga a III-a, Viitorul Severin încearcă să spele rușinea în returul de la Vulturii Fărcășești. Campioana județeană de la Mehedinți pleacă cu handicap de 4 goluri, după ce gorjenii s-au impus cu 5-1 în meciul tur de la Pristol și doar o minune mai poate schimba soarta calificării. Echipa antrenată de Dorian Vasilică nu renunță însă la luptă și crede că poate obține un rezultat pozitiv pe stadionul comunal din Fărcășești. Meciul care va stabili echipa promovată în Liga a III-a este programat duminică cu începere de la ora 17:30. Singura campioană de la Mehedinți care a câștigat un baraj împotriva gorjenilor a fost Minerul Valea Copcii în 2014. În urmă cu 10 ani, Minerul trecea cu scorul de 2-0 după prelungiri de Gilortul Târgu Cărbunești pe stadionul 1 Mai din Slatina prin dubla izbutită de Dan Dragotescu în minutele 104 și 110. La vremea respectivă, barajele pentru promovarea în Liga a III-a se disputau într-o singură manșă pe teren neutru.